Salut! Vlogul de astăzi este despre cum ești de fapt religios în feluri la care nu te-ai gândit. Cât de greu este să nu fii religios? Cei care mă cunosc s-ar putea să fie surprinși, însă sunt o persoană foarte religioasă. Această revelație a fost greu de acceptat și pentru mine, însă, după ce am reflectat mult asupra subiectului, mi-am dat seama de adevărul situației. Mai mult, am ajuns la concluzia că cei mai mulți oameni, inclusiv cei care se declară atei, sunt într-un fel sau altul religioși. Să vă explic. Poate crezi doar în știință și te consideri o persoană rațională, logică. Asta nu înseamnă că ești imun la microbul religiei. Religia a evoluat odată cu omul, în ciuda aparențelor, și omul a evoluat în parte datorită religiei. Indivizii care nu participau la ritualurile religioase ale triburilor erau ostracizați, suspectați și în final excluși din grup. Prin urmare, era o mai mare șansă în epoca de piatră, de bronz, să mori fără urmași dacă nu erai religios. Pe sistemul, cei cu dubiosul ăsta care nu se închină la zei pentru o vânătoare bună, eu nu fac copii cu el. Să revenim însă în epoca modernă, unde pare că se dă o luptă aprigă între rațiune și credință, între religie și știință. Credința oarbă. Dacă ai impresia că nu manifesti credință oarbă, te înșeli. Poate că nu te duci la biserică în fiecare duminică, precum vecinele tale de vârsta a treia, numite deloc măgulitor în postările pe Facebook, babe. Poate că nu te închine înainte și după masă ca taică tu, bunică tu, mătușă etc. Dar mai mult ca sigur mergi sau mergeai la film. Și când mergem la film, ne așteptăm să ne simțim bine, să experimentăm diverse emoții, să se schimbe ceva în interiorul nostru ca urmare a unei povești de care ne atașăm emoțional. Ce este un act religios? Cum îl văd eu simplificat? Fac X cu speranța că va rezulta Y. Nu am vreo dovadă că din X, exemplu, mersul la slujbă, rezultă Y. Sănătate și noroc cum nu am nicio dovadă exper exceptând experiența mea subiectivă că dacă mă duc și văd Avengers va rezulta că mă voi simți bine doar presupun sper am credință oarbă dacă toți suntem la film să vorbim puțin despre cinematograf mergi la cinema te așezi în locul cuvenit de pe bilet dacă nu ești meltean suporti reclamele cum suportă credincioșii frigul și căldura în așteptarea preotului cel mai probabil ți-ai cumpărat niște produse la suprapreț: că nu ai voie cu popcorn de acasă în sală, cum nu ai voie cu lumânări din supermarket la slujbă. Îți dai telefonul pe silent, din nou, dacă ești băiat simțit sau fata, și ești atent timp de vreo două ore la ceva fictiv, ceva care seamănă cu realitatea, însă știi că cel mai probabil nu va fi niciodată realitatea ta. Știi că e modificat, filmat din anumite unghiuri, procesat și făcut ca să te țină în suspans. Până acum, ai urmat cu sfințenie un cod nescris, niște reguli inventate de oameni, un ritual. Acest cod de conduită funcționează doar pentru că mai mulți oameni cred în el. Paralelele cu un ritual religios sunt greu de refutat. Pe același principiu se bazează legile și chiar și banii. Ele au efect pentru că majoritatea cred în ele, li se supun. Protestele recente din Statele Unite, acele riots, sunt un exemplu a ce se întâmplă când unii cetățeni refuză să mai creadă în legi și se sustrag temporar paradigme religioase ce este puterea legislativă. Au vandalizat magazine, secții de poliție și alte bunuri. Ca răspuns, guvernatorii au trimis, au chemat Garda Națională, într-un fel armata, ca să reinstaureze ordinea legii. Putem spune deci că legii de unui stat funcționează atât timp cât cel puțin armata le ia în serios banii, zeul comun al pământenilor. Dacă pe planetă ar fi doar trei oameni și bani ar însemna ceva pentru toți trei, atunci ei ar putea face comerț folosindu-se de bani. Dacă doar unul din ei ar crede în bani, atunci ei ar fi inutili. Ce frate cu bucățile astea de hârtie plasticate, mie să-mi dai oi sau nuci de cocos. Aceste idei nu sunt originale. Știu, am postat ceva neoriginal pe Facebook, pe YouTube, pe rug cu mine. Ele se găsesc în cartea lui Yuval Noah Harari, Sapiens, pe care ți-o recomand. Intenționez să mai postez clipuri ce au la bază idei din carte. Dacă te interesează, rămâi pe recepție cu un subscribe. Superstițiile sunt germeni ai tendințelor religioase. Pisica neagră care-ți staie calea. Să nu treci pe subscară că o să ai ghinion sau, mai rău, rămâi în restanță. Să nu duci cu noi o noaptea că... Ceva, nu știu. Le învățăm din copilărie. Ne sunt întărite de grupul de prieteni cunoștințe exemple de personalități media și chiar le vedem și în filme. Sunt un teren extraordinar de fertil pentru convingeri iraționale, precum sunt cele religioase. Punem! Ești pasionat de dezvoltare personală? Crezi că dacă faci ce spune Cauciul Popescu, viața ta va fi mai bună? Că dacă urmezi cei 11 pe pași, ai eliberării financiare, vei fi mai prosper? Te influențează formulări de genul Studiile efectuate de cercetători britanici arată că oamenii care participă la seminare de dezvoltare personală au mai mult succes. Felicitări! Ești puternic religios. Și ăsta nu e neapărat un lucru rău. Ocupați fiind cu tumultul vieții cotidiene, cu rutina și cu sarcinile prin care ne procurăm hrană și alte comodități, tindem să uităm că 99% din existența noastră am fost creaturi puternic religioase. Și încă suntem. Idolii se schimbă doar. iPhone, smartphone, Facebook, YouTube, TikTok, Fortnite, Minecraft, PUBG. Aceștia sunt zei, iar camerele virtuale și paginile de Facebook, locurile de rugăciune. Încercăm să ne descoperim prin aceste unelte virtuale, să ne simțim apreciați, iubiți, importanți. Oricine postează ceva pe Facebook, speră la ceva. Like-uri, reacții, susținere, donații, etc. Curtarea ca fenomen religios. Sigur, voi supăra câțiva oameni, mai ales puritanei dragostei adevărate și voi fi acuzat că sunt misogin. Sunt o primată care a dezvoltat un neocortex suficient de complex ca să realizeze că împerecherea este unul din motivele principale ale existenței. Un bărbat are întâlnire. Nu zic o femeie că s-ar pe mine progresiștii adevărați. Cumpără un buchet de trandafiri. Când se întâlnește cu femeia, scuze progresiști, îi dă florile ca un gest de curtoazie. De ce a cumpărat florile? Ca să obțină Y de la fată în urma dăruirilor. Simplu, Y poate fi. Sex, da, sunt un porc. Simpatie. O introducere, o dovadă că e un gentleman, etc. Cum va răspunde femeia? Va fi impresionată, va chicoti, îl va respinge? Nimeni nu poate ști. Bărbatul a făcut prin excelență un act religios. Ba mai mult, simbolistica gestului este și mai importantă. Câte flori sunt, ce fel de flori sunt, ce culoare au, toate aceste mici detalii pot transmite un alt mesaj. Cei doi puteau fi oameni de știință atei, care nici la filme nu se uită că sunt iraționale. Puteau fi vulcanienii din Star Trek. Dacă au participat în acest mic ritual social, încărcat de atâtea simboluri, au înfăptuit un act religios. E ușor să judecăm babele și persoanele în vârstă traumatizate de comunism și pe cei din familii fundamentale religioase că țin țara nevul mediu, că nu văd ipocrizia a bisericii, că au credință oarbă. Dar uităm oare cât de întrețesută este religia în viața fiecăruia dintre noi, cât de greu este să nu fim religioși? Încearcă să stai o săptămână fără Instagram sau fără zeul Facebook. Poți? Atunci nu rămâne nimic de făcut? Educația sexuală nu va fi predată în școli și Bor va rămâne în continuare a patra putere în stat? Fatalismul ca teoriile conspirației cu sfârșitul lumii și apocalipsa lui Ioan, este tot o formă de sentiment religios, de gândire religioasă. Nu. Cred că dialogul este cheia. Nu vom transcende prea curând gena religiei. O vom transmite conștient sau inconștient urmașilor noștri. Ce putem schimba este puterea pe care o au organizațiile care se folosesc de tendința omului către Supranatural pentru a-l controla. Nu știu cum, că nu sunt guru. Încă. Știu însă că ar fi ideal să venerăm toți știința, progresul, valorile fundamentale ale existenței umane, dragostea, empatia, compasiunea. Flower Power. Ar fi. În concluzie, din moment ce e aproape imposibil să nu te rogi, să nu crezi, să fii nereligios, ar fi bine să avem grijă pe cine sau ce venerăm. Dacă ți-a plăcut videoclipul, te poți abona și poți lăsa un like pentru mai mult conținut de la mine. Îți mulțumesc și îți doresc să ai o zi minunată!